Un bărbat rămas deocamdată necunoscut a incendiat ușa de la intrarea într-un bloc de garsoniere situat pe strada Mihai Cristian Oancea din Târgu Jiu. Locatarii au reușit să evite producerea unei tragedii. Au văzut la timp flăcările și au reușit să le stingă fără ca acestea să se extindă. Tânărul care avea o glugă pe cap a fost surprins de camerele de supraveghere montate în interiorul blocului, chiar în momentul în care a incendiat ușa. Locatarii stau cu frica în sân că pot cădea oricând pradă piromanului. Vă este teamă de astfel de oameni? Teamă mea că te mai închid în casă de la 4 după masă, mai închid și mă culc acolo, că eu sunt bătrână, bolnavă și intră dracu peste mine și mă. Păi zi, mă închid în casă și nu mă ies. Dar orice aud, nu ies. Nu ies afară. Asta deci nu e prima dată când a pus foc aici? Nu. Mai înainte, mai pe primăvară era pus la etajul 1. Pe urmă iarăși am văzut pe aici aruncat. Dar cine o fi, nu știu, dar le-am să pună camere de supraveghere, că se vede atunci. Credeți că e vorba de aceeași persoană? Eu știu, s-ar putea. Că au același, deci a dat foc la ușa aia de acolo, a dat foc la ușa asta, a dat foc la etajul 1 la ușe, aceeași persoană. Credeți că are ceva cu o persoană din acest bloc sau pur și simplu... Nu știu, dar vor fi mania de ăsta. După ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere, polițiștii încearcă acum să dea de urmele lui. Polițiștii efectuează verificări specifice pentru identificarea unui bărbat care este căutat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Acesta ar fi distrus prin incendiere ușa unui apartament de locuințe de pe raza municipiului. Cetățenii care pot identifica sunt rugați să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție. Cetățenii care pot oferi informații cu privire la identificarea persoanei din imagini sunt rugați să apeleze dispeceratul IPJ Gorj la numărul de telefon 0253207605 sau să apeleze numărul unic pentru urgențe 112.